un stin de ape, întinderi nesfârșite de soare orbitor, păduri întunecate. Un capăt de lume, aceasta a fost acum aproape trei veacuri, câmpia Banatului. Spațiu de pasiuni ale marilor imperii, neprietenos, zona aceasta a cunoscut o istorie frământată. Aici s-au așezat, încă de acum 276 de ani, alături de românii băștinași, șvabii, purtătorii unui destin dramatic, ce nu s-a încheiat nici astăzi. Bunicul meu, strămoșii, a venit din Germania, din Köln și din Schwarzwald. Și el a avut numai cămașa pe corpul și pantalon. Altceva nu, era vara, fără pantof, fără autobuz, n-a fost autobuz, n-a fost tren. A venit cu picior, a avut roaba, în roaba era un copil mic cu 2 ani. Nevasta lui lângă el era gravidă și pe drum a venit micuță în lume și ala în roba cu 2 ani trebuie să merge cu picior, că micuța a pus înăuntru în roba. Și mâncare era sărac, numai cu ceapă și puțin pâine tare a avut pe drum. Altceva n-a avut. A venit până la Bacova, dar n-a fost Bacova, numai pe duri și pom, și atunci a capetat la statul puțin ajutor și a curățat puțin pământ. Și atunci cu plugul a făcut și după ala a semănat greu și cu lemne din pădure a făcut casă și așa a trăit. Dar de 3 ori sau de 4 ori a murit copii din boala mare. Atunci a murit nevasta, el a fost singur și el a plâns și a vrut să meargă înapoi, dar a stat și a făcut și acum este așa, s-a început satul Bacova. Istoria unei familii, istoria unui destin. De fapt, istoria unei speranțe amânate. O regăsim și în tabloul pictorului șvab Ștefan Jäger. Șvabii au venit pe meleagurile Banatului în trei colonizări succesive, începând din 1718. Părăseau sudul Germaniei, provinciile Alsacia și Lorena, înspăimântați și deposedați de nesfârșite războaie, de certurile religioase dintre puzdeia de țărișoare ale vremii și veneau în Banatul despre care li se spusese că este o țară de poveste. În anii 1760, împărăteasa Maria Terezia a dictat o nouă colonizare germană, care să facă să rodească pământul acesta nefericit. Odată cu regularizarea râurilor Bega și Timiș, mlaștinile au fost asanate și s-au pus bazele unor înfloritoare așezări. Iocan Iacob Erler consemna atunci, în Banat, 53.000 de germani, ce trăiau în armonie alături de 220.000 de români. Ce atrăgea pe șvabi în Banat? Firește întinderea unui spațiu roditor, dar și avantajele oferite de curtea imperială, asigurarea unei locuințe, cele 34 de iugăre acordate gratuit unei familii, scutirea pe 10 ani de impozite. Curând, hărnicia germanilor, alături de simțul gospodăresc al românilor, au transformat Banatul într-un veritabil hambar inepuizabil al Imperiului Austriac. Șvabii au venit în Banat cu gând de veșnică statornicire. Și-au ridicat case trainice și-au clădit credința în biserici.
Stilul baroc al timpului, caracteristic bisericii catolice, a fost asimilat și de lăcașurile ortodoxe, devenind o particularitate, dar și un semn al unirii într-un spirit a românilor și germanilor, un început de frățească existență. În 1695, când s-au retras dincolo de Mureș turcii și cei mi-au ocupat numai Lipova, atunci iarăși au încendiat bisericuță și tot mobilierul care era în biserică. Și minune, după ce au făcut iarăși rânduială sau curățenie ca să se rezidească bisericuță, au găsit în dărâmături și în cenușe o icoană care era numai din hârtie, dar nu a ars. Asta este icoană care atrage și astăzi așa multă lume, fiindcă numai că minune că nu a ars icoană, dar în anul 1708 era ciumă la Arad și foarte multă lume a murit în această boală a ciumei. Și s-a îmbolnăvit și soția medicului de garnizoană. Și a fost 3 zile și 3 nopți, a fost inconștientă. Iar după 3 zile a revenit și a spus, a avut o vedenie. I-a apărut Maica Domnului și a spus, dacă oamenii se duc în rânduri închise la icoana ei de la Radna, atunci va înceta această boală. Și întrebând unde este Radna, spune, vis-a-vis de Lipova, pe un deal mic, o să găsească o bisericuță cu icoana ei, pentru că era deja refăcută biserica care a fost arsă în 695. Și într-adevăr ei au venit și după ce s-au întors acasă, nu a mai fost nici un caz de moarte, adică a încetat boală, ciumă. Tot mai multă lume a venit la această icoană și când călugurii au văzut că vine așa multă lume, atunci ei au hotărât că să zidească o biserică mai mare. Și în anul 1756 au depus piatra de temelie pentru această biserică care stă și astăzi. Coloniștii care se îmbănat erau mai mulți șvabi care au venit din Germania și ei erau catolici. Aproape fiecare comună și fiecare oraș avea o zi în an când ei veneau separat, întreagă comună sau întreagă sat, da. Și ei au venit, sigur că nici nu era altă posibilitate, au venit pe jos. Au fost zile întregi, au fost pe drum. Din păcate, astăzi nu mai vin număr așa de mare cum era mai înainte. Cei care au mai rămas aici tot mai țin acest obicei, așa cum țin și obiceiul de al chiruaiului, cu toate că sunt foarte puțini, dar sunt și alții în comună, de alte națiuni sau de alte religii și ei vin împreună cu credincioșii a comunei sau a satului. Însemnată sărbătoarea șvabilor este Chirvaiul, acesta semnificând cinstirea hramului bisericii. Este un prilej de etalare a hărniciei oamenilor, de ospeție,
cu mese îmbelșugate, dar și de jocuri distractive ce pun mai cu seamă tinerilor voinicia la încercare. Cu acest prilej se scot din lăzi costumele populare ce s-au păstrat nealterate de-a lungul timpurilor. În fiecare an era rugă cel mai frumoasă, timpul era rugă noastră. Era 20 parechi, 16, peste 20, era un pom mare, lângă pisarică, acolo a cântat muzică și era cu un ceam ștraus. A cântat muzică și a jucat unul cu altul, toți copiii și multe bomboane și multe era acolo, era foarte frumos și în fiecare an mulți botezi erau. A venit mulți copii în lume cu muzică, a mers la biserică, la botez, cu nașul, a fost foarte frumos, dar acum s-a distrus tot, a plecat fiecare. În 1951 aveam 3 ani de zile, odată s-a auzit prin sat că se va pleca în Bărăgan. Eu fiind copil mic n-am putut să-mi dau seama ce înseamnă așa ceva, numai odată mi-am trezit în niște vagoane și ne-am încărcat în vagoane și ne-am dus la Bărăgan. Ajungând acolo, ne-a dat jos la Giurgeni, ne-a dat jos acolo pe un teren semnat cu lucernă. Acolo ne-am păsit la fiecare câte bucată, așa, asta e casa, aici vă faceți casă. Cu ce să faci casă? N-am avut cu ce să faci. În prima casă noastră a fost bordeiul. Bordeiul, norocul nostru a fost că am avut foaie de cort cu noi. Notat tata dincolo de Ialomița, mai tăia doi pomi, eu s-a săptat și a făcut bordeiul și asta a fost prima casă noastră păstăriană. După aceea, în următorii ani am făcut o casă din cărpici, că nu n-a fost altceva de lucru acolo decât s-a înființat atunci un fost zis gostat, dar care nu prea a fost de lucru și atunci oamenii ce să facă ca să câștigă un eu, să-și câștige existența, au început să facă cărpici și să-i vândă la stat. Și cu cărpici așa ne-am făcut și noi casa și iată așa am trăit acolo, vai și amar de capul nostru, numai noi știm cum cu sărăcie, cu tot 5 ani de zile, ca după care în 56 am venit acasă. Acuzați a fi chiar buri, așa au interpretat cu cinism autoritățile comuniste spiritul gospodăresc al șvabilor din Banat, 40.000 de șvabi au fost obligați să-și abandoneze căminele și să defrișeze pământurile Bărăganului, nesfârșite întinderi din sudul României. Reînvind mereu, asemeni păsării Phoenix, șvabii cu hărnicia lor proverbială au zidit și acolo înfloritoare așezări, după care s-au întors în satele lor de baștină, unde au luat-o din nou de la capăt. De fapt, nu se aflau la prima încercare. Imediat după cel de-al doilea război mondial, fuseseră deportați în Rusia, mai cu seamă în bazinul carbonifer Donbass, puși la munci grele, din cauza cărora 20% dintre ei și-au pierdut viața. Noi am lucrat în Lenohainte, acolo sunt născut și am fost de acolo ridicat în Rusia când am avut 20 de ani. Înapoi am venit când am avut 25. A fost foarte greu viața acolo, dar am trecut prin aștia toate și am văzut iar casa mea și părinții mei. Istoria le-a fost potrivnică. După două veacuri de statornicie, a prins în mintea șvabilor ideea plecării. Prigoniți fără vină, ei, care au constituit un factor de omogenitate a unui anumit tip de civilizație, devenit specific Banatului, s-au decis să-și părăsească iar locurile natale, casele, mormintele strămoșilor, pământul, pentru a-l lua din nou de la capăt în Germania. Schönes Heimatland, ich lieb dich so sehr. Mit deinem Waldesrand, mit deinem Weizenmeer, du meine Ziel in Treue.
și în Chișdir. În 1938 trăiau aici 375.000 de șvabi. În 1992, după valuri de plecări succesive, au mai rămas 65.000 și pleacă în continuare. Cei rămași păstrează însă cu sfințenie obiceiurile înaintașilor, cele care au devenit un mod de viață emblematic în Banat. Erai mulți mai învățam noi. După tantele ți-a fost ca o soră. Nimică, iar eu lângă ea am crescut când am venit în Banat. Da, mulțumesc, tantele. Cum o tantele să îi zic? Na, o dai, gloșnelă! Este tu, măriet! Este, este. Mulțam, fain. Dar nu toți pleacă. Alții se întorc să ne dea o mână de ajutor. Domnul Heinz Vogel, după o grea suferință în urma căreia a rămas invalid, a revenit acasă, la Tomnatic, și, alături de alți doi asociați și ei fii ai satului, a pus bazele firmei româno-germane FOS. Dorul de țară îți lași în fiecare. Dorul de țară în mine poate este mai puternic decât la oricare altul. Eu imediat cum am putut să mă scol din patul de spital, primul meu drum a fost acasă, aici, în România. Eu n-am venit înapoi ca om bogat, eu am venit înapoi cu mijloace financiare destul de sărace. M-am asociat cu doi prieteni de-ai mei, puțin bani care am avut am pus la grămadă, am profitat de ajutorul guvernului prin credite, ne-am început la început cu 3-4 tractoare, am început să lucrăm pământul, prețurile au fost bune, ne-am dezvoltat și la ora actuală cred că avem o înghebată, o societate destul de puternică, lucrând 700 de hectare, avem în dotare 10 tractoare, avem 5 combine clas întrebuințate, nu noi din Germania, dar destul de mari, dominatorul 80, avem un personal angajat și lucru cel mai semnificativ, suntem o societate comercială care la ora actuală nu avem nici un leu datorie. Treaba aceasta că nu avem datorie la actuală, cred că a fost și o treabă a momentului. Adică a fost un moment extraordinar de prielnic, dobânzile s-a dat cu 15% și am prins încă situația înainte de începerea inflației mari. Noi am apucat numai inflația mică, când de la o lună de altă prețurile n-au crescut așa de vertiginos ca acum cu un an în urmă. Am lucrat și noi destul de intensiv, destul de repede, că dacă așteptam foarte mult, ne costa de 3 ori mai mult. Avem 133 de familii de care avem grijă, atât în sensul că le dăm o arendă în produse naturale, deci în cereale, mai mari decât oricare altă societate din jurul nostru. Avem grijă și din punct de vedere social de ei, fiindcă se știe că cei care au rămas aici de naționalitate germană sunt oameni mai în vârstă, care singur nu mai pot să-și asigură cele necesare zilnice, adică a nivelului de trai. Și alți șvabi, în tradiția simțului lor gospodăresc, s-au constituit în asociații familiale, care, în aceste zile, își arată roadele, conturând o nouă personalitate exemplară comunității rurale de azi și de mâine. În scopul de a mai aduna pe cei care sunt aici, s-a scos un ziar, îi zice Tripsere Monasplat, deci o dată pe lună este o foaie volantă legat specific de Comuna Tomnatic și de comunele din prejur și organizăm fiecare an, așa zisul Chirvai, care la român este ruga. Am făcut o stațiune de asigurare
a îngrijirii celor neputincioși, deci toți bătrânii care nu se mai pot ajuta sunt îngrijiți gratuit de noi. Avem angajat un medic care consultă fără nicio plată pe toți angajații noștri și în limita posibilităților noastre le ducem și medicamente. Intenționăm în acest an să facem și o bucătărie volantă, adică toți cei bătrâni care nu își mai pot face singur mâncare, să le ducem măcar o dată pe zi mâncare caldă. Grija aceasta pentru cei vârstnici, pentru că mai cu seamă aceștia au rămas, o regăsești și la căminul de bătrâni din Bacova, precum și la casa Adam Müller-Guttenbrunn din Timișoara. Adam Müller-Guttenbrunn, șvab de origine, născut la Zebrani, a fost unul din scriitorii de marca ai literaturii austriece, ca și poetul Nicolaus Lenau, care a văzut lumina zilei în satul ce azi îi poartă numele. Case memoriale le sunt dedicate, dar și impozante edificii de cultură din Timișoara, ce îi păstrează și perpetuează tradițiile spirituale ale șvabilor bănățeni. Timișoara își datorează personalitatea arhitectonică atât de particulară astăzi eforturilor administrației austriece de a reclădi urbea după 150 de ani de dominație turcă. Orașul baroc, zidurile cetății de tip Vauban, prioritățile prin care s-a înscris Timișoara în conștiința europeană, ea fiind prima localitate de pe continent cu străzile iluminate electric și a cincea în care s-a introdus tramvaiul cu cai, aici a fost înființată prima stație de salvare din Europa Centrală, constituie o emblemă pe care și-au pus semnătura și șvabii. În orașul de astăzi, ca semn al armoniei interetnice, ființează alături de ziare românești, maghiare și sârbe, o publicație în limba germană care perpetuează tradițiile șvabilor bănățeni, după cum limba și cugetul lor se exprimă și pe scena Teatrului German de Stat, al treilea lăcaș al taliei din localitate, alături de Teatrul Național și cel maghiar. Liceul German Nicolaus Lenau este și el un spațiu de cultură deschis viitorului. Și iată-i pe elevii liceului Nicolaus Lenau pornind în excursie. Cei mai mulți dintre ei sunt români și, alături de colegilor germani, se duc să cunoască satul Lenauheim, locul natal al poetului patron al școlii în care învață. Thank you.
pădurie, fix sau feron. Drunten in der Mitte steht der kleine Hütten, holla ridulie, holla ridulie. Dort sitzt mein Schatz auf.